Bună, vreau să vă arăt și vouă, să împărtășesc cu voi ce cadouri am luat pentru Crăciun, na, pentru a le oferi cadouri persoanelor din familie. Am câteva cadouri, 8 la număr, fiindcă am cuplat un cadou cumva două persoane să primească în aceeași pungă. M-am gândit eu că din familie și nu ar mai trebui să fac separat o pungă, că am destule pungi și da, o să vă arăt. Primul cadou este asta, nu o să spun ce cumva numele, dar doar vă arăt. Am în punguța asta așa. Este destul de mare și de grea. Prima dată am o sticlă de lichior din asta, mă rog, de Tofifi. Nu cred că am voie să arăt băuturile alcoolice pe aici, de aceea nici nu mai am ceva vin și așa, dar o să vă las doar poză, nu mai arăt, că mi-am adus aminte că nu cred că am voie să arăt pe YouTube. Am și o decorațiune, așa un îngeraj, dar mie mi se pare că merge și iarna, acum să-l pui în cameră, în casă, dar și, nu știu, și vara, chiar e o decorațiune, cumva e un îngeraj, nu duce neapărat de Crăciun. Mie mi se pare foarte drăguț și mi s-a părut fain așa, toate astea se strică, dar ăsta rămâne că e decorațiune, adică, na, nu știu, am făcut și rimă. Am mai luat tot așa o cană. Este din asta. Asta o găsim pe Pepco. Am luat-o recent și este tare drăguță. Nu mai desfac. Este așa, am căutat să fie una în cutie, dar variantele care nu erau în cutie erau mult mai drăguțe. Dar asta e. Voiam să fie așa ca pentru cadou. Nu pot să-i dau cană așa. Înțelegeți voi? Am luat și o lumânare parfumată, dar s-a cam bățit ambalajul la transport. Dar asta e, este așa desfăcută, nu știu dacă este atât de bună, adică cam la miros, miroase bine, dar nu știu dacă ține mirosul, fiindcă tot stă destupat aici, așa am cumpărat-o. Și este cu cireșe și atât, cred. Da, cu cireșe. Și ca și dulciuri, că tot le-am găsit aici, am așa din astea ciocolățele momentan și mai am și din astea niște globulețe. Și ciocolățele albastre. Am mai multe, încât trebuie să mai cumpăr și pun la urmă așa în cadouri, că cred că oricâte două, oricâte trei din alea. Am și un ruj roșu, așa. Ăsta l-am primit și eu cadou, dar l-am ținut așa și îl dau mai departe, fiindcă eu nu-l folosesc și eu mereu fac așa. Îmi țin cadourile, mereu am nevoie, adică dau cadouri și îmi prind bine și așa. Și ultima chestie de aici, din cadoul ăsta, un set de mănuși pentru din astea de luat chestii calde. Sunt din astea bune, fiindcă eu am doar din material și material pe partea asta și tot mă frig. Dar astea cu materialul ăsta chiar sunt foarte ok. Și au la set două chestii din astea de pus. Uite să vedeți. De pus așa și două mănuși, stânga și dreapta. Și ăsta e un cadou. Trebuie să pun toate înapoi, ca să fie bine, să nu fie rău. Sper să nu dureze mult și să nu stric ceva. Ok. Să-l dau deoparte. Următorul. Am ăsta așa, am punguța asta super, super drăguță. Punguțele astea sunt din Lidl. Mai am încă două, o set de 4. Am așa o pernuță cu Harry Potter. Este din aia 40x40 pătrată. Uite, așa. Asta e de la Sensei, ca să știți. O păturică. Tot de la Sensei cu Harry Potter. Mărimea, cred că 130x160. E de la copii luată. Și are și fundiță neagră, este foarte fain împachetată. Ok. Cană, tot la set, cu Harry Potter. Asta, nu știu, 400 ml are. Și este tare drăguță, este așa, tot așa ambalată. Mie mi se pare că de Crăciun trebuie să dai chestii ambalate. Pur și simplu așa, mi se pare mie că e ok. Și mai am niște căști din astea pentru jocuri. Astea pentru un copilaș, mă rog, nepoțelul meu.
scrie că sunt căști de gaming, mă rog, nu știu. Sunt așa. Voi pune înapoi toate. De fapt o să pun eu mai îndată, că durează mult, văd că deja am 5 minute și am arătat doar două cadouri. Mai departe, următorul cadou este în punga asta, dar am un pachet mare, o să vă las o poză pe aici, cu 3 sticle de vin și nu l-am la îndemână, plus că e foarte greu. Ăla o să-l pun aici, dar o să țin punga de dedesubt, fiindcă o să fie foarte greu. Și am, în completare am mai luat un set din ăsta pentru că mi s-a părut drăguț și așa i-am luat și iubitul meu de Moș Nicolae și i-a plăcut mult la miros. Chiar sunt niște produse de la L'Oreal ce le-am descoperit. Cumva peste o calitate, adică cu o calitate foarte bună, chiar sunt mult mai bune în față cele de la Nivea și așa. Și așa că i-am luat și pentru el, pentru persoana care îi dau. Și v-am zis, vinul ăla care, o să, care ați văzut deja foza. Ok, următorul este în punga asta foarte drăguță cu fluturi. Toate pungile astea, adică doar am cumpărat astea de Crăciun, în rest le-am primit și eu la cadouri. Și de fapt eu am luat pungi, nu pungi, hârtii din pachetat, dar n-am mai ajuns să împachetez, că mi s-a părut mai ușor. Am pus în pungă și am scăpat. Am mănuși din astea așa termo pentru dat zăpada. Sunt astea pentru cineva care dă zăpada și mereu îngheța mâinile, așa că m-am gândit să iau din astea. Asta pot să vă zic că e pentru mama cadou. I-am luat și o perie de spălat pe spate, fiindcă pe ea odor umerii și se spală mai ușor cu asta. Asta am luat-o de la Rossmann. Și am pus într-o pungă așa ca să nu se prindă praful și bacteriile de ea. Mi se pare neigienic nici și cum stă în magazine. Trebuia să fie într-o ceva de carton. Dar asta i-am pus-o ca să o protejez. I-am mai luat un portofel. Așa. O să pun ceva bani în el, că nu se dă portofel gol. Are loc pentru carduri, pentru mărunții și pentru bani. Ok. Și așa. Și am mai luat și pijamale. S-a desfăcut aici. Sunt așa, nu le pot desface. Sunt exact așa. Un fel de verde. Este o culoare foarte frumoasă. Este și una din preferatele mele. Un verde cu negru. Verde pădure, verde brad. Sper că se vede așa. Și este mărimea el am luat. Și sper să vină. O să le pun apoi. Trebuie să pun aici scoci. Am luat-o din magazin desfăcută și de asta, că era ultima el și mama poartă el, nu poartă mai mult sau mai puțin. Ok. Așa. Următorul este în punguța asta. Astea punguțe sunt cumpărate la reducere. Am avut 6, dar am folosit doar una acum anul ăsta, dar slavă Domnului, am tot ca băuri și la anul și îmi prind bine pungile astea. Am luat la fel o pereche de mănuși. Din astea, tot termo, nu contează că sunt, cred că sunt universale, nu sunt neapărat de bărbați. Îmi par așa mai de bărbați, dar e ok. Și șosete din astea așa și au și antiderapante, puncte de silicon. Șosetele sunt de la Teddy luate, sunt așa pufoase. Și o boxă, asta e... cumva surpriza, nu știu cum să zic, ceva mai costisitor, nu costisitor, mai mare așa. Boxa asta e și pe Bluetooth și pe are și radio și are și cu stick, cred, sau card, nici nu știu sigur. În fine, pun înapoi. Ăsta pare mai mic, fiindcă, na, boxa e mai scumpă și cumva își scoate bani, adică cumva... Am avut, e un cadou mai mic, dar nu este așa fără preț, înțelegeți voi. Mai am și punguța asta, uite ce drăguță, ea s-a tot primită de ziua mea, am primit-o de la vecina mea, e foarte drăguță punga, dar o dau, fiindcă v-am zis, nu mai am, adică n-am mai cumpărat deloc pungi, doar de alea de Crăciun câteva. Asta e pentru, da... E pentru un bărbat să pun într-o pungă roz. Doamne, trebuie să schimb. Trebuie să caut altă pungă. Așa mă bucuram că mi-au roz pungile. Am luat șosete de bărbați. Am luat așa 3 perechi din astea. Sunt foarte groase și lungi.
Și am mai luat un set, tot așa, sunt foarte bune, din bumbac 100% și moi și sunt grosuțe. Șosete să aibă, să-i ajungă. Și am mai luat și un set din asta cu șurubelnță din asta, nu știu exact cum se cheamă, care are mai multe rezerve. Și sunt cu 32 de rezerve, este un set. Din asta, doar că trebuie să schimb punga. Noroc, uite că am filmat și am văzut că îi dădeam cu pungă de fete. Na, cu pungă de flot la un băiat, trebuie să caut altă pungă. Mai văd eu ce mai am pungi. Mai am și ăsta și mai am unul și gata. Ăsta așa, asta e tot pentru... Asta cumva e un cadou la comun, cu o bicicletă am pus. Cu... punga asta, nu știu dacă e sigur, de fapt, da, e de cadou, chiar dacă are mânerele de material. Am luat două prosoape, unul așa pe gri, are și o sticlă de vin. Nu vei mai răpea aia, că v-am zis că nu-i bine să arăți băuturi pe aici. Asta așa. Asta e pentru un bărbat. Și o să mai iau ciocolată, dulciuri, v-am zis, am luat astea câteva, așa, dar mai iau ciocolate. Nu am luat încă ciocolată, am timp. Și mai am... deci, ăsta pentru fete, l-am luat pe albastru, ca să fie culori mai suferitoare, nu știu cum să zic, mai culori din astea. Pe alb se vede și se putează foarte urât la spălat, dacă bagi un pic cu gri, albul se învinețește prosopul și arată foarte vechi. Deci chiar dacă e nou, ca idee așa, deci culori deschise, alb și crem, nu mai cumpăr la prosoape. Și de-a l-am luat pe albastru și tot așa am o sticlă de lichior. Pentru ăsta un vin, pentru ăsta un lichior și câte o ciocolată. Și da, mai am unul. Azi am fost întreruptă, așa că am continuat acum pe seară. Mai am un ultim cadou să vă arăt. Este vorba de ăsta, am pungă asta așa spre maro. Aici mai am de completat un pic, dar am zis să vă arăt acum, fiindcă nu mai vreau să le țin aici așa înșirate, vreau să le bag la locul lor și de asta. Am deodorante, am ăsta așa de la Straight, pe roșu, Red Code. Ăsta îmi place mult cum miroase și este fain. Ăsta original, ăsta e preferatul meu pentru bărbați, tot de la Straight. Și mai am unul, ăsta Hero, tot de la Straight. Astea 150 de ml fiecare și sunt luate de pe makeup.ro, ca idee. Un gel de păr de la Schwarzkopf Taft. Este așa pe roșu, scrie că, nu știu... ceva, nu știu, putere 12 sau habar n-am, are 150 de mililitri și este așa. Asta e pentru un bărbat, cadou. Un aftershave, ăsta e ceva no-name, nu știu exact. L-am și desfăcut, că am vrut să văd cum miroase. Este așa, simplu. Și miroase destul de bine. Da, miroase bine. Ok. V-am zis, trebuie să-i mai iau ceva în cadoul ăsta. Și încă un aftershave de la Axe. Ăsta așa varianta Ice Chill, Chill, Ice Chill, Ice Chill, da. E varianta mea preferată de la Axe. Wow, cât de bine miroase. Pun înapoi. Mai am o curea de la Sensei, este prins așa. Nu mai am ambalajul. Și mai am câteva haine aici. Am tricoul acesta de la Sensei cu ăsta Batman. Este mărimea M. Apoi îl mai am pe ăsta. Este un maro, tot mărimea M, scrie This. Este foarte ok. Este un bumbac. Mai am șosete, am luat 5 perechi, sunt din alea mai lungi, nu scurte. Și mai am niște, mai am niște chestii aici, dar nu vi le mai arăt, bine. Și trebuie să-i mai iau ceva, un parfum m-am gândit sau îi găsesc un set. Un set cred că ar fi ok, ca să se umple punga. Bine, o să le așez eu mai încolo, dar ca idee vreau să văd cum vine și mai rămâne loc în pungă. Pungile astea sunt și înalte. Vedeți, mai trebuie ceva. Un set aici cred că e perfect. Și da, cam astea au fost. Dar să știți că am schimbat ambalajul la un cadou. Stai să revin.
am schimbat cu asta împachetată, am împachetat cu hârtie din asta și cu fundă, fiindcă aveam o pungă ce era zgriată, am văzut apoi, era zgriată tot pe aici, era primită de undeva, așa că am schimbat-o și am împachetat de cum am putut, pe spate nu e prea drăguț, dar pe față este chiar drăguț. Este fain și da, cam atât, pa, pa!